Ministrul Justiției Tudorel Toader a transmis astăzi către parchetul general cererea de desecretizare a protocoalelor încheiate cu Serviciul Român de Informații, precum și date despre existența acestora. Traficul rutier se desfășoară cu dificultate pe mai multe drumuri naționale din cauza poleiului și a fenomenului de ploaie înghețată. În această dimineață, CFR a anulat mai multe trenuri pe ruta București-Constanța din cauza chiciurei depuse pe firele de contact, iar avioanele au decolat de pe Otopeni cu întârzieri chiar și de 2 ore. PNL se va împotrivi categoric proiectului de lege privind autonomia ținutului secuiesc, care intră în dezbaterea comisiilor parlamentare mâine, scrie Gândul.info. Ludovic Orban consideră că proiectul a fost depus total neinspirat în anul centenarului Marii Uniri de la 1918 și nu va crea mai multă înțelegere și armonie. Există mulți medici care nu și-au mai verificat contul de salarii de ani de zile și trăiesc din banii negri primiți de la pacienți, dezvăluie fostul ministru al sănătății Vlad Voiculescu într-un interviu pentru Ziarul Financiar. În sistemul sanitar șpăgile ajung la cel puțin 20% din valoarea contractelor și vedem corupție de la paznic și brancardier și până la directorul de spital. Simona Halep va avea o adversară accesibilă în turul secund al turneului de tenis de la Miami, care începe mâine, scrie prosport.ro. Halep e favorita principală și va juca împotriva câștigătoarei dintre Viorica Cepede, locul 78 WTA și o jucătoare venită din calificări. În timp ce veniturile angajaților au crescut, datoriile urgente ale Federației Române de Fotbal au ajuns la aproape 5 milioane de euro, dezvăluie prosport.ro. Cu toate acestea, în raportul către membrii FRF care vor participa la alegerile din 18 aprilie, Răzvan Burleanu anunță că a încheiat anul trecut cu profit. Președinții din Serbia, Cuba, Venezuela și China s-au grăbit să fie primii care l-au felicitat pe Vladimir Putin pentru realegerea în cel de-al 4-lea mandat de președinte al Rusiei. Putin a obținut ieri cea mai categorică victorie în alegeri cu 76,65% din voturi, dintr-o prezență la urne de 67% din electorat. Pentru a afla știrile de ultimă oră, intrați pe mediafax.ro.